Dacă până acum în alte state cei care s-au vaccinat au primit mâncare gratis la un restaurant, bani, prăjituri sau chiar marihuana, românii trebuie să știe că și la noi, în anumite orașe, au apărut aceste beneficii. În timp ce unii cetățeni consideră că nu au nevoie de recompense, alții spun că ar accepta. În întreaga lume, entuziasmul față de imunizare a scăzut, iar în același timp, toți oamenii așteaptă revenirea, în cel mai scurt timp, la o viață normală. Experții spun că această întoarcere la care speră toată lumea e posibil doar prin vaccinare, iar ca să impulsioneze pe oameni, autoritățile din mai multe țări le promit tot felul de recompense. Ar fi bine dacă s-ar da așa ceva, pentru că toată lumea este, cum să spun, în chestia asta cu pandemia și ar fi bine ca să plătească oamenii, ca să poată să vină să facă vaccinul ăsta. La voastră ce ați vrea să primiți? Păi nu știu ce sumă să acordă. De exemplu, în Oradea se dă o cafea, în București o carte. Așa ceva, da, ar fi foarte bine. Ai o prostie și e recompensă. Unde, domnule, dacă vrei, dacă nu, du-te acolo la popă. Dacă nu vrea să vaccineze, ce recompensă? Pune mâna să muncească, nu că se recompensă, să stea pe, că le dă statul bani, moc așa. Să ne dea pensii și salarii, atât, și să avem de lucru. Restul așa, foaie verde, foi de varză. O masă la un restaurant, dulciuri, bani și marihuana sunt recompensele pe care guvernele și oamenii de afaceri le promit celor care merg să se vaccineze. Guvernul Serbiei oferă 25 de euro, cel al Statelor Unite 100 de dolari.